Am plecat de la castel, am înghețat în ultimul hal. Vă spun sincer că nu mai simt degetele. Mira e ok, că ea a fost îmbrăcată foarte bine, ați văzut, era ca un bursucel. Ada aproape a ajuns la destinație. Noi de aici mai facem încă o oră și 48 de minute, mai avem 124 de kilometri. Roxy e și ea ceva mai în spate decât noi. O să ajungem târziu, ne e foame, nu ne-am oprit pe nicăieri să mâncăm, am mâncat ce-am prins și noi și ce-am găsit prin mașină, chipsuri cu patea am mâncat eu, de râdea taica de mine că am împuțit toată mașina. Dar să știți că a fost o combinație foarte bună, nu mă așteptam să meargă atât de bine. Singura problemă e că chipsurile se rup atunci când tu vrei să întingi în pate. Atât, în rest n-am avut probleme și în seara asta o să ne cazăm la un castel. Este ziua castelelor, moftic ajungem târziu, dar nu-i problemă că mai avem și mâine la dispoziție și mâine o să stăm, o să ne plimbăm, o să admirăm, o să ne bucurăm un pic și apoi ne întoarcem la Vălen. De acolo până la Vălen facem 5 ore și jumătate. Vom fi destul de aproape de Cluj și ne cam mănâncă să ne oprim la Cluj să bem o cafea, dar nu știu dacă o să avem timp, dar ne gândim așa, dacă suntem atât de aproape de Cluj, la o aruncătură de băți, cum a zis Taiga, de ce să nu ne oprim? Măcar pentru o cafea, undeva, în centru, în piața muzeului acolo, stăm la o cafea și după plecăm. Pare a fi o idee bună, dar nu știu exact dacă, uite, Clujul e închis sau nu, dacă se poate intra, dacă se poate ieși. Rămâne de văzut ce o să facem mâine, în principiu e și asta o variantă. Acum, cu siguranță, o să ne îndrăgostim de zona în care o să stăm și nu o să ne îndurăm să plecăm prea devreme. Se prea poate ca de acolo să plecăm direct la Vălen ca să nu ajungem prea târziu, e cu duș întors, asta o să vedem mâine, dar eu așa presim că o să se întâmple, presim că nu o să ne oprim la Cluj, oricât de mult ne dorim, dar în ianuarie mergem să vorbim la școala Mirei, mergem să vizităm fiecare cartier în parte, înainte de a pleca în Japonia vreau ca totul să fie pus la punct și vreau să fiu sigură că Mira prinde loc la școală, eu sunt destul de stresată, nu vine să cred că Mira începe școala, mai are câteva luni și gata, adică astea 6 luni sunt ultimele noastre luni de călătorie, că după aceea nu o să mai putem să plecăm când ni se pune nouă pata, o să trebuiască să stăm și să mergem doar când are Mira vacanță sau doar în weekend sau poate uneori să mai prelungim cu cât o zi nu moare nimeni, dar asta destul de rar, nu poate fi ceva ce se întâmplă săptămână de săptămână, dar abia aștept, am fată care aproape merge la școală. Voi vă dați seama că mie nu-mi vine să cred. Ți-ți vine să crezi, Taiga? Nici lui Taiga nu-i vine să creadă că mai un pic și Mira merge la școală. S-a făcut mare. Nu, începe școala mai devreme acum, că înainte școala începea la când aveai 7 ani. Eu cel puțin m-am dus la școală când aveam 7 ani. La 6 ani eram la grădiniță. La tine cum a fost? Tot de la 6 ani? Deci la 6 ani erai la școală. Și noi ne auzim un pic mai încolo. Mi-a intrat ceva în ochi, cred că. Pare că plângă aici pe cameră. Snow is falling down. I've been longing for this Christmas when everyone's around to share this holiday. Yes, it's a time of happiness, a time of joy, but now this year is twice as special, 'cause I'm hoping for us to fall in love in this winter. Acum urcăm la castel, ne-am învârtit un pic, că GPS-ul ne-a dus prost și nu știu dacă vedeți, dar ninge, fulguie. Deci vedeți, până la urmă, ninsoarea a fost de partea noastră și sper ca mâine dimineață, când o să ne trezim și ieșim afară, să vedem săpadă peste tot. Oricum e brumă și totul e înghețat. Eu sper că am luat-o bine pe aici, că momentan mergem așa după ureche, după ochi, că i-am zis lui Taiga, vezi că am văzut un panou și scria că pe aici e castelul, hai să urcăm. Da, vezi? Aici sunt niște căsuțe, nu par a avea nicio funcție și acolo vedem un pic de lumină, pentru că nu se vede nimic. Nu avem nici internet, nu am semnal deloc, deci dacă e să sun pe cineva, n-am pe cine să sun, doar la 112. Cam atât. Da, nu știu, nu e bine? Crezi că n-am nimerit? Crezi că trebuie să facem dreapta? Nu știu, ăsta pare a fi castel. Și dacă facem... Pe unde o luăm? Stai că nu-i bine.
Stai că se duce taiga să verifice că nu știm încotro să o luăm. Vedeți, stânga pare a fi un drum mort și dacă o luăm pe aici, pe la dreapta, sunt curioasă cum a urcat verișoara mea cu copilul, că ei deja au ajuns și nu am semnal, ia să vedem. Nu, deloc. Nimic. Nici de sunat, nici de nimic. Mamă, e haos. Haos. Măcar avem mașină mare. Pe acolo? Pe acolo? Left, I cannot see anything. La stânga nu vezi nimic? Și atunci facem dreapta? Well, no, because it's going down the one on the left. Ok, deci dacă o luăm la stânga, s-ar putea să coborâm. Hai pe aici, sper să nu... Opa! Și ce facem? Urcăm pe aici? Te bagi? No, I don't think they came this way. Crezi că au lăsat mașina acolo în stânga? Și au luat-o pe jos? Că eu văd o mașină parcată în stânga jos. A, da? Uite, acolo văd o mașină. Hai să vedem aici ce se întâmplă. Castelul e aici. Bă, nu vedeți nimic. Stai să zic că mă foloseam de farurile lui Taiga pentru a vă arăta așa cât de cât ce se întâmplă. Dar aproape am ajuns. Așa. Bum, hai să vedem. A ajuns și Roxy, uite acolo. Mașina. Bă, e cam full. Și noi unde băgăm? Nu știu. Acolo e space? Nu. Nu. Ia stai că mă bag așa ca să mă vedeți mai bine. Nu luăm nimic momentan din mașină, pentru că verișoarele mele sunt deja la restaurant și ne așteaptă. Adam murea de foame. Mă bucur că am ajuns cu bine. Am și parcat cât de cât cum ar fi trebuit. Nu blocăm pe nimeni. E full parcarea și noi am luat ultimele camere disponibile. Oricum nu avem net aici. Dacă nu au wireless, am pus-o. Nu am cum să vorbesc cu voi pe Instagram sau pe YouTube sau orice. Suntem în mijlocul pustietății. Stăm la castel. Ui. Eu sunt regină și Taiga e un rege și Mira e o prințesă. Hai să mergem, că suntem așteptați. O porție de șnițel de pui cu cartofi prăjiți. O secundă, vă rog. Crispy e fără os, nu? Da, deci e de pui inclus de cereale. Da, o porție de crispy la 230 de grame, tot cu cartofi prăjiți, vă rog. Taiga, nu o gogoși. Do you want pancakes? Cu Nutella? Nu. Atunci atât. Și what do you want to drink? Apă? Și apă plată. Da. You don't want beer? Nu. Ok. Noroc, stăm la un pahar de vin, copiii sunt aici, nu mai au treabă cu noi, Mira și așteaptă mâncarea. Zicea, mami, vreau mămăliguță cu brânză și smântână, pentru că asta este cea mai bună. Așa m-a instruit de pe drum, așa că asta i-am luat. Noroc! Ciorbă de porc cu smântână și ardei picant, cred că o să gust și eu de la Taiga, pentru că arată foarte bine. Și eu cred că imediat vine și porția noastră. Da, este specialitatea castelului. A ținut să mă corecteze domnul Icheda. Și uita, suntem aici în formulă completă. Miruța, curare. Ce faceți, copii? Bine, mă uitam la micul tău, că e cam mare. E Dita mai micul, e un mic mare. A venit șnițelul lui Taiga și e foarte mare și arată puțin diferit. Are ceva pe crustă, nu ne dăm seama exact, trebuie să guste. Și uitați cât de drăguț e soțul meu, chiar a împărțit ciorba cu mine, doar că nu mai e ciorbă de porc, e doar ciorbă de legume. A mâncat el tot porcul. Și a venit și mămăliguța Mirei. Ești fericită, mami? E bun, bun? Ok, Taiga vrea să vă spun că acest șnițel este demențial. Puiul, nu s-au zgârcit la pui, au pus ca lumea, uitați cât e de gros acolo. Partea de șnițel este foarte, foarte subțire, ca un fel de tempura. Și e și juicy, îi place la nebunie. Și uite, așa arată un platou. Ai de toate, ai și cârna, și carne, și cartofi. Arată tare bine. Taiga a poftit. Se uită la platou. Dar ce aveți voi acolo? Îmi dați și mie ceva? Hai, dați-mi și mie o bucată de ceva. Ce faci, Taiga? Și a venit și porția mea de crispy. Arată mai bine decât la KFC, vă spun sincer. Trebuie să facem bilețele pentru Secret Santa. Cât suntem? Șase? Gata. Imediat le-am scris, acum să vedem, cred că le amestec pur și simplu. Uite așa. Voi trebuie să mergeți cu bebe, nu? I might be crazy, but I think you feel
Am găsit un lobby foarte fain, e ca o bibliotecă și toată camera e doar pentru noi. Ia uite, avem foarte multe cărți, cărți în engleză, cărți în franceză, cărți în română. Mi se pare un spațiu foarte călduros, tavanul este jos. Mai devreme am intrat cu verișoarele mele și ne-am băgat puțin nasul printre cărți. Uite și Mihail Sadoveanu, cărți vechi, cărți noi și miroase a cărți. Chiar ai mirosul ăla de bibliotecă. Știți ce am găsit aici? Manuale vechi. Avem manual de educație tehnologică. Am și uitat că am făcut educație tehnologică la școală. Uite, exerciții practice de limba română pentru clasa 6-a. Asta e pentru tine, iubitule, poți să exersezi. Hai să vedem, poate găsim un abecedar pentru Mira. Matematică manual, clasa 7-a. Fix așa am avut și eu manualul în clasa 7-a. Mi-aduc aminte exact. Matematică? Matematică, ia uite-te cu Mira. Nu-mi vine să cred că au fix cărțile pe care le aveam eu în școală, uite. Și pasta am avut-o în clasa 5-a, mi-aduc aminte de ea. Ia, hai să mai vedem. Ia, să o pun și pe Roxy să se uite. De-astea n-am avut. Și pasta o recunosc. Pentru limba română, de clasa 3-a. Avem remi și table și cărți de joc. Am putea să le dăm cărți de joc la copii, uite. Am primit vin și țuică de la mama lui Cristi. Ia, uite ce avem noi aici. Sergiu, venim la Văleni. Și asta este camera noastră, avem o cameră triplă, aici la intrare avem un mini hall cu un dulap, cu un loc unde se pot pune gecile și geamantanul. O avem și pe Mira curioasă să vadă ea repede ce se întâmplă. Aici avem o măsuță la care poți sta, poți bea un pahar de apă sau te poți machia pentru că avem și oglindă. Da, punem make-up, cum pui tu make-up, ia să te vedem. Așa se pune make-up, așa pudră. Și acum ce pui? Eyeliner, ok? Mira știe mai bine decât mine. Și asta e baia. Baia este mare, este spațioasă. Avem cabină de duș și acest colț cu chiuvetă și oglindă. Lumina este foarte puternică. Te poți machia fără probleme aici și abia aștept să vină dimineața ca să ieșim, să ne plimbăm și să vedem ce se află prin împrejurim. Bună dimineața! Noi acum coborâm la micul dejun, s-ar putea să nu-l mai prindem pentru că nu știm exact până la ce oră este micul dejun, dar mergem să vedem ce se întâmplă jos. În continuare nu avem internet absolut deloc în această cameră, dar stați să vă arăt ceva, stați să vedeți ce se întâmplă aici și bum! Ne-am trezit, ne-am uitat pe geam, am văzut asta, am zis nu se poate, e fix ce-mi doream. Ia uite cât de frumos, sunt niște oameni care se plimbă pe acolo, o să mâncăm, ne întoarcem în cameră, strângem și ieșim pe afară, mai stăm și noi vreo oră, două, în zona asta, ne plimbăm și după plecăm. Cam ăsta e planul, cu toate că n-aș vrea să mai plec, e fix ce ne doream, e fix ce ziceam că vreau să găsesc în această excursie. Și uite că de asta avem parte, am așa un noroc, poate facem un mini om de zăpadă, așa un om mic, 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 hai că vedem, hai să coborâm să mâncăm și să bem o cafea. Am luat un loc aici și mergem să vedem ce avem de mâncare. Văd că e un fel de bufet, de fapt e bufet. Eu vreau cafea, vă spun sincer, și ceva pentru Mira. Să vedem ce găsim noi aici. Avem brânză, zacuscă, legume. Am ajuns la sfârșit, se vede că nu a mai rămas nimic. Dar o să punem așa ceva, că oricum mâncăm de prânz. Uite, a mai venit un platou cu șuncă și am comandat și omletă cu șuncă și cașcaval. Hai să iau pentru Mira repede și cafea. Christmas lights are all around. I can see them now. It's like they spell your name. Cheer.
Sunt maxim minus 2 grade astăzi, așa că ia uitați cum am îmbrăcat-o iar pe Mira, bursucel. Mira tot zice că, ia uite mami, iese soarele, hai să mergem, se topește zăpada. Hai că acum mergem, trebuie să mai verific eu încă o dată dacă mi-am luat telefoane și tot ce e pe aici. Mai verificăm toată camera încă o dată și plecăm. Am ieșit din hotel, ăsta este spatele castelului, avem acolo un ciobănesc german foarte frumos, din nou, ceva ce mi-aduce aminte de copilărie, pentru că am avut ciobănesc germani, cred că 3, Rex, Gina și a mai fost încă unul, Ella, care era un husky combinat cu ciobănesc german. Ia uite cât e de frumos, ce dă din codiță. O avem și pe Mira, care caută zăpadă, dar din păcate în zona asta zăpada s-a topit. Și uitați-vă puțin ce se întâmplă aici. Vreau să mergem pe partea cealaltă ca să vedem castelul și din față, că ăsta e spatele unde e parcarea. Hai să ne punem în mișcare. Mira, dă mânuța, te rog. Uite, și poți urca și acolo. Nu știu cum, dar poți urca acolo. Ia, dă mâna și hai să ne plimbăm. Dar vreau să-ți arăt ceva. Ce vrei să-mi arăți? În zăpadă. În zăpadă? Ia să vedem ce vrea Mira să ne arate. Au, ți-ai făcut acolo amprenta? Ia și eu. Bum. Iepa. Hai cântăm? Hai afară la zăpadă. La 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 la. La 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 la. Aici vrei să pun eu? Hai să punem. Oh, iubesc sunetul ăsta. Când calci pe zăpadă. Uite cum scârți, vezi? Scârți. Scârți face zăpada. Ia de mâna. Hai să vedem unde e papi. Și iată, și stânca de acolo. Îmi place că e un castel între stânci. Avem o stâncă în stânga, o stâncă în dreapta, vine și o mașină. Bravo, mami de mânuță. Avem aici și o terasă afară. Venim să ne băgăm nasul. Papii admiră stânca de care vă spuneam mai devreme. O, e o terasă destul de mare. Mira se joacă cu zăpadă. Eu vreau să văd priveliștea de aici, că taiga a rămas blocat aici de vreo 10-15 minute. Bum. Wow! Da, e chiar wow zona asta. E frumos rău. Și îmi place că e alb. Uite, mami, zăpadă. Uite, e zăpadă multă. Da. Aici e zăpadă. Vezi? Ai găsit zăpadă. Și ce de zăpadă ai găsit? Îți vor îngheța mânuțele. Dar e ok, nu-i așa? Da. Vreau să-ți fac o poză aici cu zăpada. Pot? Taiga nu se mai îndură să plecăm de aici, îi place prea mult priveliștea, dar am zis să dăm, să o luăm roată, să vedem și din partea cealaltă, să vedem și fața castelului. Hai că ne întoarcem la stânca ta, chiar că zici că e wallpaper-ul de la Mac, ăsta e domnul Ikeda care aprobă acest peisaj. Hai să vedem partea cealaltă, ai înghețat, mami? Nu. Nu? Ești ok. Să știi că ai și niște mănuși și mașină, dar nu cred că te vor ajuta prea mult. Cățelul e tare leneș, stă și el la soare, vezi? Și vezi ce dă din coadă când trecem pe lângă el? Da. Înseamnă că e fericit. Da. Bună! Mami, vreau o zăpadă acolo. Păi o să mergem la o altă zăpadă. Ia să vedem cum o luăm roată. Bună! Cred că ăsta e spatele. Opa, Mira a alunecat din nou. Mami, mâna! Haide să te ajute, mami.
Hai, stai cu mine, da? Da. Că ești îmbrăcată bine, n-ai treabă. Da, acum chiar ești ca un om de zăpadă. Da, pe aici era cât pe ce să urcăm cu mașina seară. N-ar fi fost o idee prea bună. O să o luăm pe aici, urcăm un pic și căutăm un loc de unde să admirăm castelul, așa, un pic de la înălțime. Mira e foarte fericită că avem zăpadă și din 5 în 5 minute zice: mami, hai să ne oprim să ne jucăm cu zăpada. I-au înghețat mâinile, dar nici nu mai contează. Și asta nu este partea bună a castelului. Și nici nu măcar nu cred că este fața. Fața s-ar putea să fie acolo unde este parcarea, chiar nu-mi dau seama. De aceea vreau să ne mai învârtim puțin, să ne mai plimbăm și să-l vedem din toate unghiurile. Hai, mami, dă mânuța, că aici o să aluneci. Dă mâna, mami. Hai, vină la mine. Wow. Îți vor îngheța mâinile tare. E rece ca gheața, mânuța ta. Nu, dă mâna, că aici alunecăm. Gheață, tu ești Elsa? Tu ești Elsa? Elsa, Mira? De ce mergem pe casă? Bună întrebare. Aici cred că o să fie o parcare în viitorul apropiat și vor face un alt drum. Cred că ăsta este planul lor, sau cel puțin ăsta pare a fi planul. Dar să știi că dacă urcăm aici, uite, vedem castelul de sus, admirăm stâncile și absolut tot. Nu mă opresc, mergem. M-am întors un pic să văd ce se întâmplă în spatele nostru. Nu o să aluneci, mami, că ești cu mine și te țin eu de mânuță, uite cât de drăguț. A, da, se poate urca destul de mult. Văd copii și acolo, sus. Aici nu prea avem zăpadă, e mai puțină. Vezi, iubitule? Trebuie să mai mergem un pic ca să ajungem la zăpadă din nou. Dă mâna, mami. Eu merg pe aici să nu cad. It's all around us. Christmas has found us. Ușor, ușor, castelul dispare, ajungem să nu-l mai vedem. Îți dau mâna, iubita, hai. Vrei să atingi acolo? Haide. Ai ajuns? E zăpadă, da. Hai să ne întoarcem, mai mergem un pic. Ne-am făcut tot una de noroi cu zăpadă, dar nici nu mai contează. Nu știu cum poate Mira să stea cu mâinile atât de mult în zăpadă, că le-am ținut și eu și sunt roșii și mă dor. Chiar nu știu cum reușește, bine, e copil. Cred că și noi eram la fel când eram mici. Durerea era pe locul 2. Nu mai satur de priveliștea asta. Aș mai sta o noapte, sincer. Și cazarea a fost 240 de lei pentru o cameră triplă, să vă spun și asta, până nu uit. Sunt foarte multe persoane care urcă acolo pentru poză. Mai avem un pic și am ajuns la copaci. Hai, iubita, hai, mai mergem un pic. Hai să alergăm! Să alergăm! Dacă alunecăm, că deja ai alunecat și uite ce ai făcut pe haina ta, nu-i problemă, o ducem la curățătorie, se rezolvă. Ăla este copacul preferat al lui Taiga, vă prezint puțin locul, deja ne-am făcut prieteni pe aici. Copacul ăsta e foarte interesant pentru că vedeți în jurul lui, dar e pic de zăpadă. Dar acolo vreau să ajungem. Avem ciulini, tot ce vedeți bețele astea sunt ciulini, trebuie să avem grijă să nu ne înțepăm. A căzut căciulă! A rămas Mira fără căciulă! Hai să te ajut! Ai, așa, scutură bine! Fiți atenți că am dat peste o cărare, se poate urca pe aici și ajungi pe partea cealaltă a dealului, a muntelui. Uai, e din ce în ce mai multă zăpadă. Mira mai alunecă, mai cade, dar n-are nicio treabă. E ok. Uitați ce a pățit Taiga. I s-a dus piciorul în noroi, că s-a dus pe gheață și bineînțeles că s-a rupt gheața și asta se afla sub gheață. Și partea bună e că nu intră deloc în bocanci, dar e o mâzgă foarte lipicioasă care nu se curăță. A încercat el, uite aici pe lateral se vede că a încercat să curețe de zăpadă, dar nu. O să vedem după ce se usucă. Super, și noi suntem înămolite toate. Ia uite ce-i pe blugii mei.
zăpadă, cu noroi, cu de toate. Mira a căzut, mai devreme era supărată că o doare fundulețul, dar acum e ok. Și mâinile au început să-ți înghețe mâinile și mie, sincer, cred că mergem la mașină. Ție nu? A, tu ești foarte caldă. Ce drăguț. L-am lovit aici. Te-ai lovit un pic, că e pământul tare, da, iubita, dar e ok, o să treacă. Ce pământul tare? Pentru că e înghețat. E foarte frig și pământul a înghețat. Am pus-o pe Mira mașină și urmează să mă urc și eu, dar vă spun sincer că nu mă îndur să plec de aici. Mă mai uit un pic în jurul meu, mă mai bucur de această priveliște. A ieșit și soarele și parcă razele lui mă pupă așa de rămas bun. Și vă spun sincer că ne-a prins bine șederea aici, o zi și jumătate fără internet, fără social media, fără semnal, doar noi și natura. Am făcut o mini drumeție, ne-am jucat cu zăpadă, ne-am bătut cu zăpadă, ne-am înnămolit din cap până în picioare și ne-am bucurat de lucrurile mărunte. De multe ori uităm să facem asta, uităm să ne bucurăm de aceste lucruri mici, de un peisaj frumos. Tot timpul suntem, stai că trebuie să postez pe Instagram, stai așa, uite ce peisaj frumos, trebuie să fac un bumerang. Dar acum nu, am zis ok, hai să facem poze de familie, hai să fac o poză la peisaj, dar nu mă gândeam că trebuie să o postez pe Instagram, pentru că știu că nu am cum să o postez pe Instagram, că nu am semnal, avem net, v-am zis doar aici la restaurant și nu e un net foarte puternic și foarte stabil. Uite, iubitul meu mai face și el două poze, două videoclipuri și mergem. Mergem la Vâlei, nu cred că o să ne mai oprim pe nicăieri. O să mergem direct, pentru că vom face 5 ore și jumătate de aici. O să fie un drum destul de lung și eu mai am de editat, mai am de făcut una și alta. Nu-mi dau seama dacă mă vedeți sau nu. Cred că e un pic cam mult prea întunecat ecranul. Uite, cam așa ar fi trebuit să țin eu ca să mă vedeți mai bine, dar e ok. Hai că vine domnul Ikeda, ne urcăm în mașină. Și mergem, în curând o să dăm din nou de internet. Și pot să mă scuz pe Instagram că n-am postat la timp să vă anunț că de fapt postăm mâine și să vă anunț și acolo că tot ce am făcut în astea 4 zile o să comprimăm și o să punem un vlogmas în primele 2 zile de vlogmas. Mi-au înghețat degetele și nu prea pot să le mișc. E frig, dar e frumos, îmi place frigul ăsta. Nu m-am gândit, sincer, într-un fel am vrut să dau de zăpadă, dar totodată nu m-am gândit că o să dăm de zăpadă și de aceea nu am luat costume de zăpadă la noi, de schi. Nu am venit foarte pregătiți, nici mănuși n-avem. Avem haine groase, în schimb. Eu am blugi plus dress. De data asta chiar sunt îmbrăcată bine, nu mi-e frig. La mâini am singura problemă. Gata, m-am urcat. Haide, o să murdărești geanta. Sunt tot una de noroi. Cum fac ca să fie bine? Oricum. Ia uite ce-i pe mine. Bum. E haos. Ia stai un pic, mai am un gunoi aici, am crezut că am dus tot, dar mi-a scăpat o doză. Ia gunoi, iubitule, și hai să mergem.